Astăzi o să pregătesc o lasagne mare, așa că cu ea o să puteți servi cam 6-8 persoane. Pentru ea o să am nevoie de 1 kg de tocătură de vită cu porc. Aici am cam 70% de carne de vită și 30% carne de porc. Desigur că o să am nevoie de foi pentru lasagne. Acestea sunt foi cu ou. Puteți găsi în marketuri și fără ou sau puteți să le pregătiți desigur că acasă. Parmezan, foi de dafin, nucșoară, niciodată să nu încurcați nucșoara condiment cu nucile, pentru că nu este una și aceeași și la fel le găsiți în orice supermarket. O să am nevoie de morcov, sare, busuioc, tulpină de țelină, mozzarella, ceapă. Pentru sosul beșamel o să am nevoie de unt, făină, mai departe de lapte. O să am nevoie de 2 conserve de roșii, acestea o să am nevoie pentru sosul boloneze, ulei de măsline, vin, apă și ce n-am mai spus. Cam asta e. Așa că prima, cu ce o să începem este, o să pun cratița la foc mediu să se încingă, adaug în ea ulei de măsline, cam 2-3 linguri, cam așa, și adaug ceapa tăiată cu bulețe, aici am o ceapă medie. O las să se caramelizeze foarte puțin. Apoi o să adaug tulpina de țelină și morcovul. Peste 2-3 minute adaug tulpina de țelină, aici am o tulpină de țelină la fel tăiată cu bulețe și un morcov mediu și el tăiat cu bulețe. Și o să prăjesc totul cam 5-7 minute. Legumele s-au înmuiat și acum le scot pe o farfurie, după care o să mai adaug puțin ulei de măsline și carnea. Timp de 7 sau chiar 10 minute mereu mărunțiți carne pentru că ca să nu aveți bucăți mari de carne, dar să aibă cam această textură. Și la această etapă eu o să adaug sare, piper, o să mai țin la foc carnea la foc mare, o să o țin 10 minute până o să se evapore lichidul. Peste carne am adăugat 150 de ml de vin roșu sec, dacă nu doriți puteți să nu adăugați vin, înlocuiți pur și simplu cu apă, dar dacă vreți rețeta mai detaliată explicată a sosului bolonez, chiar aici o să apară linkul către el sau vedeți în descriere linkul către această rețetă extraordinar de delicioasă. Peste 10 minute întorc legumele. Așa. O să adaug aici 2 cutii de roșii. ml de apă. Busuioc proaspăt. Frunze de dafin. Mai condimentez cu sare și piper negru. Și zdrobesc roșiile. Acopăr sosul cu capac. Las sosul la foc mare până începe a fierbe, după care dau focul încet și las să se coacă cam o oră și 20 de minute. Cu 10 minute înainte să fie gata sosul, dați capacul la o parte și focul la maximum pentru a se evapora sosul, sucul, care este în plus și între timp o să pregătesc sosul beșamel. Pentru sosul beșamel o să am nevoie de 40 de grame de unt, care le topesc. Untul s-a topit și adaug 3 linguri de făină, amestec. Și las să se gătească făina cu untul 2-3 minute.
Și acum treptat turn lapte. O să folosesc telul pentru că nu vreau să am cocoloașe. Am adăugat un litru de lapte și aștept sosul să se îngroașe. Iată cam așa arată sosul de carne, foarte bine arată, foarte bine miroase și o să sting focul. O să scot frunzele de dafin și cele de busuioc. În 10-15 minute sosul o să se îngroașe deja. Acum răzuiesc deasupra nucșoară. Ups. Parmezan, cam 20 de grame. Condimentez cu sare, piper și mai las sosul să se gătească 2-3 minute. A venit momentul să asamblez lasagna. O să iau un polonic de sos de carne și o să-l întind la baza tavei. Aranjez 4 foi de lasagna. Acopăr cu o treime din cantitatea de sos de carne. La fel întind pe toată suprafața să acopăr fiecare foaie de lasagne. Deasupra torn pe toată suprafața un polonic de sos bechamel. Răzuiesc puțin parmezan. Fac aceeași procedură încă de două ori. Pun foile de lasagne, sosul de carne, o treime. Îl întind pe toată suprafața, acopăr cu sos bechamel, răzuiesc puțin parmezan și mai repet o dată procedura. Acopăr cu ultimul strat de paste și pe final torn sosul bechamel deasupra. Am întins pe toată suprafața sosul bechamel. Acum o să acopăr tava cu folie de aluminiu. Și o să coc lasagna la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius 45 de minute. Apoi o să-i scot folia de aluminiu și o să vă arăt următoarea procedură. De asemenea, am vrut să specific faptul că eu niciodată nu coc foile pentru lasagna înainte să asamblez lasagna pentru că nu văd necesitatea din cauza că o acopăr și ele se gătesc foarte bine. Sunt moi, nu sunt al dente. Așa, pun tava la cuptor și revenim peste 45 de minute, dar la voi peste câteva secunde. Peste 45 de minute scot folia de aluminiu deasupra. Acopăr cu felii de mozzarella, 200 de grame de mozzarella. Dacă doriți, puteți și să o răzuiți. Mie îmi place mai mult când este tăiată. Pe toată suprafața acopăr cu mozzarella. Și mai răzuiesc parmezan.
Întorc tava la cuptorul preîncălzit la fel la 180 de grade Celsius, deja am inclus regimul cu ventilator și o să mai las lasagna să se coacă 20 de minute sau până se rumenește frumos deasupra. Momentul culminant! Să scoatem lasagna din cuptor. Vai, cât de bine arată și cât de bine miroase. Nici nu vă pot reda. Dacă mai aveți răbdare, trebuie să mai așteptați încă 20 de minute, pentru că atunci când o să o tăieți, să-și mențină aceste straturi. Și să vă spun sincer, pentru pregătind această rețetă, partea cea mai grea este așteptarea, pentru că eu știu care va fi rezultatul final și știu cât de bună este această lasagne și vreau mai repede să mănânc, dar o să aștept încă 20 de minute. Au trecut 20 de minute, numai eu știu cum m-am ținut, dar o să tai, Doamne, cât de ușor se taie lasagna și cât de bine miroase și cât de bine arată. Mie îmi place foarte mult să pregătesc această rețetă atunci când știu că am deprimit, nu știu, 6-8 persoane, nu speție. Pregătesc așa o lasagna mare, mai fac două salate, una din frunze, alta din legume sau pur și simplu coc niște legume la cuptor și mai fac o salată din frunze și cina este gata. Și vă asigur că 8 persoane o să se sature din această porție. Priviți! Arată spectaculos! Foarte delicioasă, foarte. Acum vreau să finalizăm mai repede această filmare și să mănânc această bucată de lasagne care este foarte delicioasă. Foile de paste sunt moi și se taie, ați văzut cât de ușor sosul este aromat. Totul este perfect. Vă îndemn cu mare drag să pregătiți această rețetă care o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube.